Ce sunt gata? Când sunt gata? Gata? Eu gata. Da. Ok, da. Așa, deci domnule Chirtoacă, cum comentați decizia magistraților de astăzi? De fapt, ați spus că v-ați așteptat la acest rezultat și ce urmează mai departe? Am mers în instanță și o să mergem mai departe la, la Curtea Supremă de Justiție pentru a-i demasca pe toți. Astăzi putem vedea absolut clar cum diaspora a fost trădată. Stimați cetățeni din diaspora, sunteți trădați, sunteți trădați de toți în Republica Moldova, cu excepția unioniștilor, cu excepția noastră, celor de la Aur acum astăzi. De ce? Pentru că observați cum Ministerul de Externe, peste noapte, și-a schimbat poziția și nu mai cere 190 de secții de votare peste votare, dar doar 150. Iată, sunt două acte. Din 25 mai, unde Ministerul de Externe spune 190 de secții, și din 23 iunie, 150 de secții. De ce Ministerul de Externe, care a luat inițial poziția noastră a pro-europenilor și a unioniștilor și poziția președinției și-a schimbat punctul de vedere și în afară de noi nimeni nu spune nimic. Toți tac, au făcut două, trei declarații, dar în instanță nu vine nimeni să conteste. Înseamnă că ce? Avem acoperirea Ministerului de Externe de către președinție, de către partidele pro-europene și Dodon bate din palme, pentru că este știut, Dodon și cu comuniștii Voronin și ceilalți se opuneau deschiderii a 190 de secții de votare peste hotare. Și iată că dintr-o dată avem Ministerul de Externe care renunță la drepturile diasporii, se întoarce cu fața spre Dodon, iar de partea cealaltă guvernul tace, primul ministru Ciocoi și respectiv tot el ministru de externe tace și el, președinția tace, nimeni nu are de spus nimic. Înseamnă că avem blat, avem o înțelegere între Dodon, comuniștii, Voronin, pe de-o parte, și respectiv partidele pro-europene, PAS, Maia Sandu, Aureliu Ciocoi, pe de altă parte, că ei sunt mulțumiți de 150 de secții de votare peste hotare. Ce, acestea 11 care s-au obținut în plus de la 139 până la 150 este destul? Spuneți dumneavoastră, cei din diaspora, dacă e destul să avem 150 de secții, dacă s-a decis prin hotărâre judecătorească să fie 190. De ce unii se mulțumesc cu 150? Nu este corect. Asta poate demotiva diaspora în general să participe la vot, pentru că se va simți trădată sau nu va reuși să se informeze corespunzător. Vedem acest lucru ca fiind periculos pentru alegerile parlamentare, când standardele prevăzute în lege sunt călcate în picioare, când hotărârile judecătorești sunt călcate în picioare și când pe nimeni nu interesează la modul real să fie obținut ceea ce s-a decis în luna mai. 190 de secții de votare. Ceea ce a dat acum Ministerul de Externe este un fals. Pentru că nu aveau dreptul să mai scoată un aviz acum la sfârșit de iunie. Singurul aviz valabil la Ministerul de Externe este cel de luna mai cu privire la 190 de secții de votare. De ce toți îi acoperi pe ăștia de la Ministerul de Externe care acum procedează ilegal? Inclusiv deja și instanțele de judecată. Curtea de apel. Domnul Chirtoac, vreau să vă întreb, cum credeți că se împacă hotărârea de astăzi a Curții de Apel cu cea de 17? Tocmai de asta am și spus de la început. Este vorba despre blat, despre înțelegere politică acoperită de toți. Acoperită de externe, acoperită de guvern, acoperită de instanțele de judecată, acoperită de președinție și de toate partidele care împart puterea. Ori puterea la noi se împarte de partidele pro-europene în cazul dat pas, și respectiv partidele proruse, locul socialiștilor, comuniștilor și USAT-i. Vedeți că nimeni nu a contestat în instanță, în afară de noi, în afară de unioniști, în afară de AUR, nimeni nu a contestat. Ceea ce a făcut cei de la partidul noi e altceva, numai contestații nu este. Ori dacă toți tac, înseamnă că sunt mulțumiți cu 150 de secții de votare, dar cei din diaspora merită 150 de secții, sau 190, sau 200, sau 300 de secții de votare. De ce au dat înapoi toți de la drepturile diasporei de a avea cele 191 de secții pe care deja le-a decis judecata? Instanța n-a prezentat deocamdată temeiurile, a spus doar că respinge acțiunea noastră. Vrem să vedem care sunt argumentele. E evident că nu se leagă niciun fel hotărârea de astăzi cu cea din 17 iunie. Se bat cap în cap. Dar asta pentru că există înțelegere politică, iar justiția rămâne în continuare subordonată politicului. Și dacă pe 17 iunie a încercat să facă un pas spre democrație, spre drepturile diasporii de a vota, iată că astăzi a făcut pasul înapoi, pornind de la înțelegerea politică care este evidentă deja în condițiile în care toți tac. Când mâine să mergeți la... Da, depunem mâine recursul aici.